cu mare chef de viață și gata să ne atace cu cele mai tare glume. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Vasi Borcan! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Vasile Borcan, dar prietenii spun Vasi. Dacă vi se pare că arăt altfel decât voi, așa este. Cred că se poate observa asta și cu ochiul liber. Și arăt altfel pentru că frizerul meu este un idiot. Mereu îmi greșește tot în soarea. Eu îi spun să mă tundă ca pe Leonardo DiCaprio, că în afară de păr semăn izbitor de mult cu el, iar el insistă să mă tundă ca pe Stephen Hawking. Stephen Hawking. M-a făcut să semăn cu handicapatul ăla de Hawking. Mă mai enervează că la frizerie ci că trebuie să-ți faci programare. Că sunt atâția care își așteaptă rândul la scaun. Le-am spus că nu-i nicio problemă. Eu vin cu scaunul meu de acasă. În seara asta voi încerca să fac un mic număr de stand-up comedy. Mă rog, asta cu stand-up-ul e un pic mai dificil pentru mine, fiindcă mi-e lene să mă ridic. Mi se pare interesant că uneori lumea mă invidiază. Odată în tramvai, o băbuță mi-a făcut scandal. Tinere, nu îți este rușine să stai jos și eu să stau ca proasta în picioare? Nu puteam să o las să stea ca proasta în picioare, așa că am călcat-o. Să vezi ce viteză avea băbuța când am fugărit-o prin tot tramvaiul până am făcut-o preș. În rest, ce să vă mai spun? Îmi place sportul, mai puțin bowling-ul. Bowling-ul mi se pare un sport foarte periculos, fiindcă trebuie să-ți faci avântare și cum legile fizicii sunt la fel pentru toți, apare mereu nene responsabil cu pista și mă ceartă. Nu ai voie să cazi acolo. Eu cred că e un om rău și vrea să-mi bage bețe în roată. Vreau să vă mai spun că nu stau rău la capitolul fete, doar că toate ajung să poarte cu 3 numere mai mari la pantofi, fiindcă mereu le calc cu căruțul când dansăm. Relația mea cu femeile e destul de asemănătoare cu relațiile voastre, doar cu mici diferențe. Eu sunt cel care îi spune ei, dezbracă-mă și bagă-mă în pat. Aoleu, frate, da. Da. Țin minte că odată o fată s-a supărat tare rău pe mine. M-a întrebat așa cu un glas de pisică. Vasi, tu ce simți pentru mine? I-am răspuns. Sincer, de la gât în jos, nu prea simt mare lucru. Dar eu chiar simt și de la gât în jos. Doar că e mai fain așa să-i spui unei fete că nu simți nimic, că poate pune mâna fără nicio problemă. Apoi o feliciți că a făcut o minune. Nu te opri că să nu mai ai minunea. Dar să nu crezi că poți face minuni și mai mari de genul Vasi, ridică-te și umblă. Că viața nu e ca în filme. Ei, dragii mei, cam acesta a fost micul meu moment. Vă mulțumesc pentru atenție. Bravo, bă. Bravo, bă. Profitați la maxim de viață, luați inițiative, nu așteptați împinși de la spate, că nici măcar eu nu aștept asta pentru că am căruț electric. Vă urez numai bine. Stai emoționat. Ce crezi? Nu numai el.
Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!